Lăudat să fie Domnul! Preobiților, aș vrea să citesc doar un verset. Din a doua epistolă a lui Petru, capitolul 1, versetul 10. 2 Petru 1 cu 10. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Permiteți-mi mai întâi să vă aduc salutări sfinte împreună cu pastorul Adrian Tișe din partea Bisericii Elim din Chicago, din partea Uniunii împreună cu ceilalți slujitori din conducere și ai bisericilor, să exprimăm recunoștința noastră pentru Biserica Gazdă, frate Vasile, ceilalți slujitori, conducerea bisericii, întreaga adunare, pentru că întotdeauna ne-ați obișnuit cu o primire de excepție și ați reușit de fiecare dată să mai ridicați standardul puțin, să fie ca o provocare pentru noi toți ceilalți. Ne bucurăm ori de câte ori, suntem în Biserica Philadelphia, este o biserică dragă nouă. De asemenea, am dorit să apreciem efortul fraților de la Atlanta, fratele Iulian, Biserica Philadelphia din Atlanta, pentru organizarea din anul acesta a convenției. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă dea călăuzire, binecuvântare, har, ajutor și toate lucrurile să fie spre slava lui Dumnezeu. Scumpii noștri, în această dimineață, tema pe care o voi aborda în cadrul temei generale, o slujire cu impact, se referă la chemarea lui Dumnezeu care asigură impactul slujirii. N-am pretenția că am să spun tot ceea ce trebuie spus despre chemare. Am să încerc să fiu foarte atent să nu calc în teritoriul celorlalți frați, știind din proprie experiență câtă frustrare ai când îți tai unul jumătate dintr-un punct interesant. Nenorocirea este că, în primul rând, timpul este limitat, timpul ca timp, dar noi suntem limitați, cunoașterea noastră este limitată, totul percepem și cunoaștem în parte și de aceea și putem exprima doar în parte. Așa că prezentarea vă spune la început că va fi incompletă și poate fi completată. În al doilea rând, sunt termeni interschimbabili. Când vorbim despre chemare, echipare, pasiune și disciplină, sunt lucruri care se interpătrund. Și cu tot efortul de a nu intra pe teritoriul altuia, Biblia spune să nu suferiți ca unul care se bagă în lucrurile altuia, probabil că un lucru ori două va atinge și aceste teritorii, dar nu intenționat și îmi cer scuze anticipate. Chemarea lui Dumnezeu izvorăște din cele două imperative divine. Sunt două imperative divine din care extragem această învățătură a chemării lui Dumnezeu. Cele două imperative divine pentru omenire sunt veniți și duceți-vă. Matei 11 cu 28, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Asta este chemarea la mântuire. Chemarea la mântuire este unilaterală, a adresat-o Dumnezeu prin proprie inițiativă. El a făcut chemarea, El l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos în lumea noastră să moară pentru noi, să ne ofere harul lui Dumnezeu, veni plin de har și de adevăr, și a adresat această chemare în mod unilateral. N-a fost chemat de nimeni, n-a avut nicio obligație, n-a avut nicio datorie față de nimeni, este chemarea iubirii divine. De la El,
către noi. Apoi este o chemare uninominală, pentru că, deși e o lume întreagă și atât de mult a iubit Dumnezeu, lumea este absolutul iubirii divine, chemarea este adresată printr-unul singur, Domnul Iisus Hristos, către fiecare dintre noi, oricât de multe miliarde am fi pe pământul acesta. Este o chemare uninominală, de la persoană la persoană. Și apoi este o chemare universală, pentru că se adresează întregii omeniri. Vă aduc aminte, chiar în ziua cincizecimii, atunci când au început să numere pocăiții și au ajuns la concluzia că au fost aproape 3.000, fac o paranteză de bun gust pentru noi păstorii, să nu ne mai acuze nimeni că rotunjim lucrurile la mai mare. Câți membri ai, câți au fost botezați, câți au fost... Așa? Că până și primii apostoli, când au numărat pocăiți, au spus aproape 3.000. Asta înseamnă că nu au fost 3.000, dar tot spunem au fost 3.000, pe urmă 5.000 și așa mai departe. Vă garantez că nu au fost exact 5.000. Plus sau minus, bănuiesc că minus, că rotunjitul la mai mare este, stă în felul nostru de a fi. Dar chiar atunci a spus, în oricât de mare număr, îi va chema Dumnezeu. Cu alte cuvinte, acest imperativ, veniți și duceți-vă, mai întâi veniți, se referă la chemarea la mântuire. Apoi, următorul imperativ, duceți-vă, Marcu 16:15, și aici intervine în mod implicit chemarea lui Dumnezeu, că ne cheamă ca să ne trimită. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. În Marcu 1:17, trimiterea aceasta, marea trimitere, este puțin schimbată și iarăși este chemarea veniți. Iisus le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Al urma pe Domnul Iisus Hristos înseamnă a fi chemat să faci o lucrare, lucrarea ducerii sau lucrarea marii trimiteri. Este chemarea la mărturie. Cu precădere în Roman 12, găsim multe lucruri despre această chemare. În cadrul chemării la mărturie găsim intimitate în identitate, ați fost botezați de un singur duh, ca să alcătuiți un singur trup. Ca o mică paranteză, vedeți, trupul Domnului Iisus Hristos, ca orice trup, are un sistem de imunitate, de protecție, de autoprotecție. Și atunci când un corp străin intră în organismul nostru, tot organismul luptă, trimite o armată să lupte împotriva acelui corp străin, să-l neutralizeze. Mai ales la transplant, știți că cea mai mare problemă în momentul de față este să neutralizezi sistemul imunitar al organismului, pentru ca organismul să nu omoare inima, rinichiul, ficatul sau ce ai transplantat, pentru că organismul îl percepe ca pe un corp străin și îl respinge. Și atunci, ca să nu trimită armatele de eliminare a acelui corp străin, sistemul imunitar este suprimat. La toată viața, un om care a trecut printr-un transplant trebuie să facă lucrul acesta. Ce se întâmplă când cineva intră în trupul lui Hristos? A ridicat și el mâna la o evanghelizare și spune, vreau și eu să fac parte din biserică, din trupul lui Hristos. Organismul bisericii are capacitatea de autoprotecție, spune, nu-s dintre ei noștri. Știți că Ioan spunea la un moment dat, ăștia au venit să stea printre noi, dar nu erau dintre ei noștri. Însă problema este că într-o biserică locală, în trupul local al bisericii, conceptul local al bisericii, încap oameni nenăscuți din nou că are loc, au numele lor pe hârtie. Dar în trupul universal, real, spiritual al Domnului Iisus Hristos nu încape niciun corp străin. Și atunci soluția nu este să suprimi sistemul imunitar al trupului spiritual al Domnului Iisus Hristos, ci soluția este prin transformare, prin convertire și transformare, prin nașterea din nou, un nou mădular în trupul lui Hristos să capete identitatea lui Hristos și să poată fi acceptat de trupul Domnului Iisus Hristos, așa cum s-a întâmplat cu Apostolul Pavel,
de care ucenicii se temeau, le era frică, ăsta este un trădător, un urmăritor al nostru, ne arestează, ne bagă în pușcărie. Și la un moment dat Dumnezeu a depus despre el mărturia că este parte din trupul Domnului Iisus Hristos și a fost un mădular acceptat, nu numai în biserica locală, ci ca, mă gândesc eu, cel mai mare dintre toți apostolii Domnului Iisus Hristos în prima generație. Cu alte cuvinte, chemarea la mărturie începe prin intimitate în identitate. Nimeni nu poate fi chemat să depună o mărturie dacă nu are mărturia nașterii din nou, să facă parte din trupul Domnului Iisus Hristos. În avocatură, frate Leonard, nu-i așa? Avocatul, ca să reprezinte bine un client, el trebuie să se identifice cu problema clientului, să simtă cu clientul, să poată avea impact în cazul respectiv. Ei, trebuie să experimentăm această intimitate în identitate. În al doilea rând, unitate în maturitate. Efeseni 4 spune că noi am fost puși în slujbele noastre cu un singur scop. Pentru ca toate mădularele trupului să crească concomitent, să se ajungă din urmă unele pe altele, ca să ajungă la statura plinătății lui Hristos, pentru că, atenție, una din marile probleme ale unității în biserică nu este că nu vrem unitate, ci că nu creștem spre unitate. Unde se obține unitatea absolută? La nivelul plinătății lui Hristos. Unitatea bisericii este cu atât mai puternică, cu cât mădularele cresc mai mult către statura plinătății lui Hristos. De asta noi creștem nu numai în maturitate, ci și în unitate. Unitatea bisericii este din ce în ce mai puternică pe măsură ce mădularele bisericii cresc, se maturizează către standardul Hristos. Asta e unitate în maturitate. Și în al treilea rând, diversitate în responsabilitate. Aici trebuie să fim foarte atenți, nu mă bag peste fratele Ion, ci însă, am auzit de foarte multe ori expresia asta, unitate în diversitate. Nu e adevărat, unitatea nu e în diversitate, e în maturitate. Unitatea e în maturitate. Responsabilitățile slujirii ne diversifică. Noi avem aceeași credință și același Domn. Nu înseamnă că fiecare trebuie să umble cu manualul lui de buzunar, cu Biblia lui de buzunar, cu interpretarea lui de buzunar. Și spunem, suntem diversi, fraților, unii credem așa, alții credem altfel. Nu, toți avem aceeași Biblie. Acolo este unitate în uniformitate. Suntem identici în credință. Este doar o singură credință dată Sfinților, o dată pentru totdeauna. Unde se manifestă diversitatea, singurul loc unde se manifestă diversitatea în trupul lui Hristos este în ceea ce privește responsabilitatea slujirii. Responsabilitatea slujirii. Continuăm cu aceste două imperative, veniți și duceți-vă, și aș vrea să vă spun, doar nu neapărat pentru că face parte din subiect, gândul acesta, ci pentru că sunt exact aceleași imperative la poarta eternității le găsim. Matei 25:34, atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeirea lumii. Versetul 41, apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă, dar nu în toată lumea, ci de la mine, blestemaților în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Și dacă citiți Matei 25, veți vedea că această diferență între veniți și duceți-vă are loc pe palierul acesta al slujirii. M-ați văzut aici, așa, acolo, și ați venit, mi-ați făcut, m-ați văzut și n-ați venit pe la mine. Deși unii dintre ei se lăudau cu fapte mari, prorocii, cu minuni, semne, eliberări și așa mai departe. Acestea sunt cele două imperative divine. În cadrul imperativelor divine, chemarea în slujire. Sunt chemări de ordin prerogativ, adică înainte de chemarea la slujire sunt câteva chemări care condiționează slujirea noastră. Nu poți să slujești
dacă mai întâi nu asculți aceste trei chemări. Chemarea la sfințire, chemarea la suferință și chemarea la slavă. Dacă nu acceptăm aceste trei chemări, chemarea la sfințire, la suferință și la slavă, niciodată nu vom putea avea o slujire de impact. Chemarea la sfințire. 1 Corinteni 1:2. Către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți, și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. În Romani 1:7 este aproape mot-a-mot exact aceeași expresie. Chemarea la sfințire. Chemați să fim sfinți. Fiți sfinți după cum Tatăl vostru care este în ceruri este sfânt. Există un standard al sfințeniei care este Domnul Iisus Hristos, la care ne raportăm și funcție de care înțelegem în fiecare zi cât mai avem de parcurs în drumul nostru către desăvârșire pe care îl vom finaliza în împărăția lui Dumnezeu. Acum, aici se impune încă o paranteză. În Galateni 5:13 spune, fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Ați auzit clișeul acesta al libertății noastre în Hristos. Aș să fim extraordinar de atenți. Pentru că foarte mulți dintre pocăiții noștri în lume când erau nu puteau să danseze, nu puteau să bea, nu își puteau pune zorzoane, nu puteau să facă, Doamne, lucrurile astea. Și acum au venit la Hristos să le dea Hristos libertatea, să danseze mai mult, să se ducă la cinematografie, să se ducă pe stadioane, să se ducă încolo și încoace. Și dacă te iei de aici, le spui, băi, ce faceți cu viața voastră? Ce fel de viață spirituală este asta? Ei spun, libertatea noastră în Hristos. Ba, au mesagerii lor care vorbesc împotriva legaliștilor, vorbesc împotriva înguștilor, a închișilor și proclamă această libertate în Hristos. Ascultați, am fost chemați la slobozenie, dar atenție, slobozenia care ne face sfinți, pentru că în lume nu ne puteam lăsa de băutură. Când ne-am născut din nou, ne-am lăsat de băutură ca să fim sfinți. Ne-am lăsat de înjurături ca să fim sfinți. Ne-am lăsat de stadioane, de săli de spectacole și de cinematografe ca să fim sfinți, ca să putem veni la biserică, nu în altă parte. Ne-am lăsat de lucrurile firii pământești pentru ca să putem fi sfinți. Slobozenia, libertatea în Hristos nu se identifică cu o cale largă unde, ce bine că am scăpat de lege și am intrat sub far să ne putem face de cap, ci cu o cale foarte îngustă pe care în firea pământească nu o puteam călca fără să ne prăbușim într-o parte sau în alta, pe când harul și libertatea prin care s-au rupt lanțurile păcatului, asta e libertatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, ne ajută să călcăm drept pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Voi ați fost chemați la slobozenie, numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste, să ne ajute Dumnezeu. Asta este chemarea la sfințire. În al doilea rând, chemarea la suferință. Dragii mei, nu putem să-L slujim pe Dumnezeu fără să fim înarmați cu gândul suferinței. Când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ ca să slujească, a venit înarmat cu acest gând. Gândul acesta care era în Hristos să fie și în voi. S-a smerit și s-a smerit până la moarte și încă moarte de cruce. 1 Petru 2:19. Căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare? Vedeți cum se leagă sfințenia de suferință. Adică să suferi pentru că ești sfânt. Oamenii din lumea asta suferă datorită lipsei lor de sfințenie. Suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți dacă ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Versetul 21, și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi,
și v-a lăsat o pildă, ce fel de pildă? De suferință, ca să tălcați pe urmele lui. Dragii mei, ce s-a întâmplat în America în ultimele 10 de ani, când am avut libertate și bunăstare, ăsta nu este normalul vieții de credință, este un anormal al vieții de credință, o binecuvântare specială pe care ne-a dat-o Dumnezeu, nu ca să ne obișnuim cu ea, ci ca să profităm de ea și pentru care vom fi cu atât mai responsabili cu cât în vreme ce noi ne-am bucurat de bunăstarea acestui pământ, alții și-au dat viața pentru Hristos. N-aveți nicio grijă. Deja se strâng nori negri pe și pe cerul nostru. Și va trebui în curând să plătim un preț scump de tot pentru anii aceștia de libertate și să ferească Dumnezeu când vin vacile slabe și le mănâncă pe alea grase. În nimic nu mai rămâne. Să ne ajute Domnul să ne strângem rezerve în hambare. Chemarea la suferință. Spune în Filipeni, capitolul 1, versetul 29, căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. A pătimi, a suferi pentru Hristos nu este un blestem. Nu-s păduchii de care să ne scuturăm. E un har, frați și surori. E un har. Harul de a pătimi, de a suferi. Chemarea la suferință. În 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 1, spune Apostolul Pavel, biserica din Tesalonic era o biserică proaspătă, nouă, oameni nou întorși la credință. Și oamenii ăștia dintr-o dată au intrat în prigoană. Și s-a temut Pavel, nu cumva să-și piardă credința, l-a trimis valvârtej pe Timotei la ei, să-i întărească, să verifice lucrurile. Și spune de aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsați singuri în Atena și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră, pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, era vorba de necazuri ale prigonirii, că știți singuri că la aceasta suntem rânduiți. Dacă vrea cineva predestinare, poftim predestinare. Predestinarea la suferință. Și în fine, chemarea la slavă, dar nu în ordinea pe care ne-am dorit-o noi. Știu că aștepta să citesc un verset unde Domnul ne-a rânduit să ajungem în slavă, să ne luăm răsplata. Ia ascultați, cum îl cheamă Domnul pe Petru la slavă. Ioan 21:18, adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Acum, vedeți cum s-a legat sfințenia de suferință, să suferim, dar pe nedrept, și cum se leagă acum slava de suferință, pentru că niciodată nu vom ajunge la slavă dacă prin viața sau prin moartea noastră nu-L proslăvim, nu-I aducem slavă aici lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Petru, 1 Petru, capitolul 4, versetul 11. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Lăudat să fie Domnul! Hai să mergem și la noi un pic, chemarea la slavă pentru slujitorii destoinici al lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului în 2 Corinteni 4:17.
Imediat trecem la următorul slide. 2 Corinteni 4:17, căci întristările noastre ușoare de o clipă, iată cum se leagă iarăși de suferință, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Fraților, când cereți slavă, puneți-vă căptușală groasă la haine. Puneți-vă căptușală groasă la haină. Cine cere slavă, cere întristări ușoare de o clipă. Pare insultător pentru noi, durerile, necazurile noastre de viață, dar comparația nu este nici cu necazurile altora, nici cu altele ale noastre, ci e comparație cu suferințele Domnului Iisus Hristos, în primul rând și în al doilea rând cu greutatea veșnică de slavă. Și ca să ajungem la slavă și nu la altceva, vorbim de slujire, contextul slujirii, Filipeni 2:3, nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă ca să obțineți o slavă temporară și nefolositoare în economia eternității, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Ar mai fi un lucru de spus despre slavă. Vă aduc aminte de istoria din 1 Samuel capitolul 4, mai ales din versetul 21, atunci când chivotul a fost luat în captivitate la filisteni și o singură femeie în tot Israelul a înțeles ce se petrecea. Și când a spus numai e chivot, l-au luat, a spus de fapt numai este slavă. De fapt, ce este chivotul? Chivotul este prezența lui Dumnezeu. Care a fost amenințarea Domnului pentru biserica din Efes? Dacă nu te pocăiești, am să-ți iau sfeșnicul din locul lui. Știți ce se întâmplă? Că Dumnezeu își ia sfeșnicul, își retrage prezența prin Duhul Sfânt. Și când Dumnezeu își retrage prezența, nu mai avem chivot. Și când nu mai avem chivot, nu mai avem slavă. Îmi rog ca prezența Domnului să rămână întotdeauna în mijlocul nostru, ca să rămână și slava Lui odată cu prezența Sa. Astea sunt chemările de ordin prerogativ. Nici nu avem voie să vorbim despre a sluji lui Dumnezeu până nu vorbim despre aceste chemări la care trebuie să răspundem. Și acum, chemarea în slujire. Când vorbim despre identificarea chemării, ați auzit pe foarte mulți care vin și întreabă, sau tineri care au un moment de cercetare și vin și întreabă cum să aflu care este chemarea mea. Am găsit, poate că sunt mai multe, dar eu am găsit și mă rezum la trei. Este vorba de chemarea prin intuiție, chemarea prin înclinație și chemarea prin revelație. Aș vrea să explic în câteva cuvinte ce înseamnă fiecare. Aș vrea să mă folosesc de trei cazuri de studiu în identificarea chemării. La chemarea prin intuiție, Ioan, Marcu și Dima, puteți să treceți la următorul slide, vă rog. Chemarea prin înclinație, Apollo, și chemarea prin revelație, Pavel și Timotei. Acum mă opresc un pic și vreau să vă spun că aceste genuri de chemări sunt și interschimbabile, se interpretă pătrund pe aici, pe acolo, și complementare. Există situații în care cineva beneficiază și de intuiție, și de inclinație, și de revelație, baș zice că neapărat ar trebui cumva toți să ajungem să trecem pe la stația revelației. Suntem biserică penticostală și slujitori penticostali. Chemarea prin intuiție. Am dat mai multe texte acolo, n-aș vrea să le citesc, facem puțină economie de timp, dar e vorba de Ioan Marcu. Îl știți pe Ioan Marcu, pe care Barnaba, e nepotul lui Barnaba, Barnaba îl ia în slujire împreună cu Saul și îi lasă la un moment dat, îi abandonează, că are ceva mai bun de făcut, s-a întâmplat să aibă o altă prioritate. Și a doua oară, când se plece în a doua călătorie, Pavel nu mai vrea să-l ia pentru că spune, domnule, nu ne putem baza pe el, nu putem depinde de el. Care erau calitățile lui Ioan Marcu? În primul rând, la el acasă era biserică, se adunau frații, în al doilea rând
era nepotul unuia dintre oamenii preoeminenți ai bisericii, nu-l fi pus să dea și el un îndemn. A zis, mă, dacă ăsta a crescut în casă de pocăiți și e tot timpul pe la picioarele noastre, ne împiedicăm de el, poate fi în stare să dea un îndemn, să facă vreo slujbă, să facă ceva, dacă a crescut în biserică. Și chiar ar trebui să asumăm că cine a crescut în biserică poate să stea nepăsător într-un colț și să nu facă o slujbă. Există această intuiție. Băi, am vorbit cu nepotul meu, băia bun, să știi că înțelege Scriptura, îl iubește pe Domnul Iisus. Intuițiile noastre, uneori, părinții noștri au intuiții cu privire la noi. Am auzit de mame care au împlinit cu propriile lor mâini și cu propria lor gură intuițiile astea. Băi, tu o să ajungi păstor, atâta l-a bătut pe săracul la cap până când a ajuns păstor. Cântăresc sau ce-o fi plăcut lui mama să ajungă. Nu era intuiția. Avem un caz mai rău de intuiție, care este Dima, că dacă Pavel ar fi avut vreo revelație cu privire la Dima, dar nu întotdeauna Dumnezeu dă revelații. Uneori ne lasă pe mâna intuițiilor noastre, a înclinațiilor noastre, nu le validează întotdeauna. Ei, Pavel a fost dezamăgit de Dima, care l-a părăsit nu pentru că a avut altă prioritate sau să mă duc și vin înapoi, ci din dragoste pentru lumea de acum. Se pare că Dima nu l-a părăsit doar pe Pavel, se pare că Dima l-a părăsit și pe Domnul. Intuițiile noastre nu sunt întotdeauna validate, dar uneori sunt și nu sunt rele. Asta nu înseamnă ca păstorul să nu scaneze biserica, să zică, băi, care sunt tinerii care sunt mai serioși, care vin tot timpul la biserică? Când e rugăciunea în comun, mai deschidem ochii, nu ne uităm să vedem care sunt tinerii care se roagă, care sunt oamenii. Când, vedem, vine cu Biblia la biserică, asta îți dă dreptul să intuiești că tânărul respectiv sau persoana respectivă iubește pe Domnul, iubește cuvântul, iubește lucrarea lui Dumnezeu. Și ai o intuiție pozitivă cu privire la această persoană. Până la urmă, ne întoarcem înapoi un pic doar, pentru un moment, ca să specific lucrul ăsta, cu privire la Ioan Marcu, deși intuiția lui Barnaba a reprezentat o mare dezamăgire la un moment dat pentru Pavel, în cele din urmă îi spune lui Timotei, adu-mi-l repede pe Marcu, ca mare trebuință de el. Cu alte cuvinte, intuiția în cele din urmă a fost validată. De aceea niciodată să nu renunțăm prea ușor la intuițiile noastre. Nu-i bun. Vă aduc aminte de Samuel, că s-au în casa lui Isai. La primul a spus, precis ăsta, intuiția a spus, mă, ăsta e cel mai mare, cel mai tare, cel mai, uite, arată frumos, s-a bazat pe intuiție. Când însă Dumnezeu a spus, eu la înfățișare, l-am lepădat. A urmat al doilea, al treilea, al patrulea, al cincelea, la ăștia nici s-a mai uitat, a spus nici pe ăsta nu l-are, nici pe ăsta nu l-are, i-a aruncat la noi pe toți. Nu trebuie nici la cele mai mici dezamăgiri pe care le avem cu privire la unii din frați lor care slujesc, spunem, ba, nu se alege nimic, da, m-am înșelat. Pentru că uneori intuițiile noastre, deși sunt provocate, ajung să fie validate. Mergem mai departe, chemarea prin înclinație, Apollo. Ce spune Biblia în Fapte 18 despre Apollo? Era erudit, cunoscător al Scripturilor, înfrunta pe iudei și demonstra că Iisus este Hristosul. Și oamenii au rămas extrem de marcați de impactul acestui bărbat, care însă nu cunoștea calea lui Dumnezeu cu deamăruntul. Avem dreptul să suspectăm că acest deamărunt avea de-a face cu puterea și lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că în versetul următor, după ce Acuila și Priscila îl iau pe lângă ei și îl învață, spune că acum propovăduia cu putere și convingea pe iudei că Iisus este Hristosul. Chemarea prin înclinație, când vezi că un om are înclinație, îl pui să dea un îndemn și se descurcă. Nu înseamnă neapărat că are un... Acum toate darurile, inclusiv astea naturale, sunt de la Dumnezeu. Ce avem și să zicem că e de la noi? Toate sunt primite de la Domnul. Dar supranatural înseamnă ceva mai special. Ei, te uiți la un tânăr care are o anumită înclinație, are o voce, are
o inteligență naturală care îl ajută să interpreteze scripturile frumos, coerent. Nu înseamnă că este neapărat lucrarea revelatorie și determinantă a Duhului Sfânt, deși Duhul Sfânt nu lipsește din nimic bun în viețile noastre. Dar este vorba de o înclinație. Apollo avea o înclinație extraordinară, a exercitat-o în mijlocul fraților, i-a impresionat pe frați, după ce Acuila și Priscila l-au luat deoparte și l-au învățat cu deamăruntul calea Domnului, Apollo a devenit un om cu adevărat de impact. Chemarea prin înclinație. În al treilea rând, chemarea prin revelație. În Fapte 9 știm de întoarcerea lui Pavel. În Galateni 1 spune, Evanghelia pe care eu am primit-o nu este de o bârșie omenească, a primit-o direct de la Domnul Iisus Hristos. Foarte interesant, apostolii sub directa supraveghere a cărora s-a canonizat Scriptura sau care au scris ei înșiși Scriptura, au îndeplinit o condiție pe care apostolia nu o mai cunoaște din primul secol. Nu spun că nu există lucrări apostolice, nu zic că nu sunt apostol, nu sunt eu factorul de decizie în direcția asta, deși pe undeva poate că nu ne-ar sta bine. Uneori ne uităm cu greu la pastor, reverend sau mai știu eu ce, dar aminte să mă zic eu cineva apostolul cu tare. Poate că nu e cazul să ne asumăm chiar așa de mai bine să ne asumăm lucrările, nu neapărat titlul. Dar apostolii din prima generație au fost speciali datorită faptului că au primit Evanghelia direct de la persoana Domnului Iisus Hristos, nu prin intermediari. Și ca Pavel să facă parte din grupul celor 11 plus el minus Iuda, Pavel a fost, uitați-vă în Galateni, 3 ani în pustia Arabiei și acolo a primit Evanghelia direct de la Domnul Iisus Hristos prin revelație. Chemarea lui Pavel e prin revelație, chiar el a spus că a fost chemat din pântecele mamei lui. Timotei de asemenea, la Pavel avem mentorare de ordin divin, la Timotei avem mentorare de ordin uman sau apostolic. În 1 Timotei, capitolul 1, versetul 18, cuvântul Domnului vorbește despre multele prorocii, revelații cu privire la chemarea lui Timotei în slujire. Acum, vreau să fac o paranteză, nu de ordin șovin, nici pentru ca să elevez mișcarea penticostală la un nivel, să fim acuzați de mândrie spirituală, dar, fraților, nu cred că este o mărturie mai importantă în viața unui copil al lui Dumnezeu născut din nou decât mărturia botezului cu Duhul Sfânt, cu semnul inițial al vorbirii în alte limbi. Dacă renunțăm la această valoare de identitate, de esență penticostală, renunțăm la ceea ce ne-a adus să fim unde suntem. Când vorbim de chemare, știți că Pavel spunea, fraților, uitați-vă printre voi, știți că nu sunt mulți de neam ales, nici dintre oameni importanți ai lumii acesteia, dar Dumnezeu a ales lucrurile slabe, a ales lucrurile nebune, a ales lucrurile care nu sunt, ca să le facă de rușine pe cele mari, tari și care sunt, pentru că, spunea Pavel, n-am venit să vă vestesc cu o înțelepciune omenească, pentru ca această putere să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Revelația, cred că ar trebui să fie la loc de căpătâi. Nu neglijăm și nu ignorăm intuiția noastră, că de aia ne-a pus Dumnezeu în biserică să veghem, să ne uităm. Dumnezeu ne folosește. Nici înclinațiile oamenilor să nu le băgăm în seamă, dar cumva, mai întâi trebuie să trecem pe la îngenunchierea botezului cu Duhul Sfânt, pentru că pe ucenici nici nu i-a lăsat, nici nu i-a trimis, până n-au trecut pe la Pentecost. Și dacă cei care au fost 3 ani și jumătate cu el n-au avut nicio șansă fără Pentecost, noi nici atât. După care, eu cred că fiecare credincios autentic care are o chemare din partea lui Dumnezeu trebuie să
caute această chemare și pe linia revelației. Norme generale restrictive pentru promovarea în slujire. Nici o promovare fără mărturia personală a chemării. Un om trebuie întrebat, măi, de unde știi tu că ești chemat să slujești? Ai botezul în apă, categorie, botezul cu Duhul Sfânt. Când și cum ai ajuns la concluzia că ai fost chemat ca să slujești? O mărturie personală a chemării. Nici o promovare fără verificare. Trecutul persoanei, familia persoanei și recomandări. Pentru că sunt lucruri pe care nu le știm despre acea persoană și trebuie să le știm. Și dacă citiți în Timotei, apostolul Pavel în Tit, pune niște rânduieli foarte clare cu cercetarea, cercetații. Asta înseamnă verificare. Nici o promovare fără testul timpului care să demonstreze caracterul persoanei și competența persoanei. De Timotei era vorbit de bine și înaintarea lui a fost văzută de toți. Nici o promovare fără acceptul comunității din care face parte persoana respectivă. Vedeți, Pavel și Barnaba au fost trimiși în timp ce se rugau și posteau și au spuneți-mi deoparte pentru lucrarea la care i-am chemat. Dar comunitatea i-a trimis și comunitatea, în comunitate s-au întors din fiecare călătorie și au dat raport misionar. Fără acceptul comunității. Alegeți dintre voi. De asta facem alegeri. Nici o promovare fără angajamente concrete. Vezi, noi atunci când promovăm oameni, le spunem care sunt beneficiile, nu le spunem condițiile. Există condiții de slujire. De asta se întâmplă că unii sunt ordinați în slujbă și vin la biserică când pot și când vor. Mai vin și târziu. Dacă între vrei să faci ceva, nu, dai alt, nu, asta, nu, nu scoate de el. Condiții și angajamente concrete. Nici o promovare fără supraveghere. Un om promovat în lucrare trebuie supravegheat să vadă cum merge. Și cei care au succes în lucrurile mici, să li se încredințeze lucruri mai mari. Fără supraveghere, evaluare. Și nici o promovare fără posibilitatea destituirii. Și aici să avem mare grijă. Inclusiv harul lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu este condiționată de a rămâne în har. Foarte mulți spun că mântuirea nu se poate pierde. Ei, ce nu se poate pierde, nu trebuie să păstrezi. De ce trebuie să veghem asupra mântuirii? Ama nu se poate pierde ca portofelul. O soră a pierdut, știi, frate Cornel, pe sora Vatamaniu, când a pierdut săraca portofelul și s-a terminat programul, a început să strige de ne-am speriat toți. Fraților, nu-mi găsesc portofelul, ajutați-mă! S-au plecat imediat, au sărit sub bănci câțiva să-i găsească portofelul. Nu se pierde ca portofelul, nu ruginește ca mașina, nu se strică mântuirea, dar se poate părăsi și abandona ce am împotriva ta. Nu este că ți-ai pierdut dragostea, ci ți-ai părăsit dragostea din tâi. Și dacă nu veghezi, voi veni, mă voi război cu tine, mă faci dușmanul tău, îți voi lua sfeșnicul, îți voi lua dreptul, îți voi șterge numele. Posibilitatea destituirii. Dacă nu rămâi în angajamentul pe care ți l-ai luat, dacă nu rămâi în chemările prerogative pe care ți le-ai asumat, tu nu poți să slujești decât atâta vreme cât ești pe calea lui Dumnezeu și după modelul lui Dumnezeu. Acum, chemarea și impactul, și cu asta aș vrea să închei. 1 Timotei 4:14, nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor, de către ceata prezbiterilor, pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Ăsta e impactul, când se vede înaintarea noastră. Acum, atenție, impact au și oamenii care nu sunt drepți slujitori ai Domnului, și uneori drept slujitori ai Domnului, pare că se împotmolesc.
Și este o chestie foarte periculos de evaluat subiectiv. Și uite ce ne ajută, 2 Timotei 2,16. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta, dar vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Pare și asta un progres, și asta pare o înaintare. Ei, 2 Timotei 3,9 spune, dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și acelor doi oameni. Încă o dată, repet, sunt foarte multe lucruri care rămân nespuse despre orice fel de subiect, nu scrie nicăieri că unul trebuie să le spună pe toate, nu scrie nicăieri că trebuie să le spună pe toate odată, că nici nu poate și nici nu știe. Domnul să ne binecuvinteze să fim slujitori chemați după voia lui Dumnezeu și cu impact. Frate Vasile.